Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou mic vlog. Fraților, astăzi mergem la strand, la Arad. E, cred că ultima dată când mergem pe vara asta. Mi-am luat și o saltea cu care o sărim pe apă, să sărim pe ea și chestia o să fie interesant. Știu că ieri n-a apărut niciun clip. Faza e că eu în momentul ăsta când filmez clipul ăsta, vlogul ăsta, nici măcar n-am editat clipul cu parkour challenge, pe care probabil l-ați văzut deja. Mă bucur că am găsit un de-asta gol, cum e, vagon? Un vagon gol. O cameră de asta, uite, de asta, mă. O da, stai că nu văd pe GoPro. Compartiment. Așa, un compartiment ăsta gol, cum are să-l băiatul de fier, nu mai e gol. Tot cu mâna așa. Aia, bravo. Nici nu pare un disperat. Mă rog, e fain, o să putem să filmăm pe aici. Am și o oglindă. Oh, boys, avem și o oglindă aici, nebun. Putem să vedeți GoPro-ul ăsta frumos, Pro Ariciu, cum îi ziceam eu. Aici am plasa asta, am astea, am nebunia pe care trebuie să o umflu. Ăsta e ghiozdanul meu, e rupt, uitați. Deci da, ghiozdan cum trebuie. Hai, mă, pornim și noi sau sal. Uite ce frumos e când e mai 20 de minute. Hai să stăm atunci. Dacă vă plac vlogurile astea, nu uitați să lăsați și voi acolo un like, fraților. Uite ce vechi e trenul ăla de acolo. Ce frumos se vede. Fraților, am ajuns în Arad. Suntem în Aradul nou, dar mă rog, eu uite la oameni. Ui, urât se uită omul ăla la mine. M-am trezit, deci nu știu ce față am. M-a trezit Marius, că eu probabil nu mă trezeam și ajungeam prin Oradea sau n-ai băștie pe unde. Acum că am ajuns în Arad, trebuie să mergem să luăm, cred că, ceva mâncare. Trebuie să ne luăm ceva de mâncare, pentru că noi am terminat mâncare și mai avem un chip și câteva cornuri și nu ne ajung nouă. Suntem niște oameni care mănâncă foarte mult. Ia să ies pe aici. Deschide-te ușă. Arad! Fraților, suntem în gară și acum trebuie să mergem la trebuie să mergem la mall să ne luăm și noi ceva de mâncare. Doamne ajută că nu putem să mergem la strada fără mâncare, că noi suntem niște oameni care mănâncă mult, v-am zis. Dacă stau pe scaunul ăla, mă jură cineva oare? Nu știu ce să zic, o să o aștept pe Marius aici. Vreau să-ți iau un cadru de la frumos. Fraților, ne-am întâlnit cu Păinițu, care e cu cazul ploaie. Tot așa random, că noi nici am vorbit. Hai, tot vlogul. Ia, bă, dar nu-mi dau seama, că gen, e aiurea, că nu mă văd din camera. Da, știu, da, asta e. Da, și bine, oare găsit oameni buni la Pain, pe canal, la Pain. Bă, prost, pe partea aia. Uite aici, Adidas, mi-a comandat easy-uri, da, zic și eu. Adică glumesc, nu mi-a comandat nimic. Nu, pe bune, chiar nu mi-a comandat nimic, gen, încă fac pana. Încă, cum am mereu să mâncăm. Covrici, bineînțeles. Scoasus ăștia covrici. Chide. Nu, că doare, ce fain arată. Bă, când râg, mă doare urechea stângă, de ce? Vă jur, mă. Fraților, la curentat mi-e prost, îi trebuie, mie. De ce nu-mi place, că n-am filmat chestia asta, eu nu mă gândeam că te curentez de 3 ori. Ai, deci m-am curentat de 3 ori, gen, acum am o rană, deci acum iar îmi dă sânge la rană aia. Ce fain se vede rană, ești prost? Dar doare ca naiba. De cum ai făcut rană asta? Sacul de box. Oh, dracu, periculos. O umflăm. Cât e? Mai trebuie. Fii atent, gata? Ce-i dă, Marius, la galop? Dă-i! Nu da backflip, că pici! Și pic și eu! Uai, ce prost! Da, vrei să sari? Hai, du-te! Stai, las-o așa, las-o așa! Bulan! Mamă, e mai stropit! Oh!
buie. Nice. Fraților, am ajuns în Timișoara, acum așteptăm și noi un autobus să mergem acasă și eu oricum nu mai aveam loc pe card pentru că mai am și celălalt vlog și nu pot să mai țin absolut nimic. Mă rog, na bun. Bă, eu sper că v-a plăcut acest vlog, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Dacă mai vreți vloguri de genul ăsta, Doamne ajută, nu uitați să spuneți acolo în comentarii și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!